Republica Moldova a devenit lider în Uniunea Europeană la capitolul furnizarea materiei prime pentru producerea uleiului de floarea soarelui. Pe parcursul ultimului an, Europa a importat din țara noastră peste 182.000 tone de semințe, fiind astfel al doilea cel mai mare furnizor pe această piață, cu o cotă de 21,7%. Însă, potrivit producătorilor de ulei, cu cât Moldova exportă mai mult, cu atât mai scump devine uleiul pentru consumatorul din țară, pentru că rămâne mai puțin în materie primă. Acum, la piață și magazine, un litru de ulei autohton ajunge să coste și 40 de lei, după ce la începutul anului au avut loc scumpiri în lanț. Oamenii se arată nemulțumiți, însă specialiștii de la Ministerul Agriculturii susțin că odată cu apariția noii roade, care este foarte bogată în acest an, prețurile ar trebui să scadă. Prețurile la uleiul de floarea soarelui au început să crească încă din luna martie acestui an, atunci când au crescut cu aproape 10 lei per litru la cel rafinat și în medie cu 5 lei per litru la cel nerafinat. Acum, la piață, un litru de ulei de floarea soarelui costă în jur de 32-33 de lei în funcție de producător. Însă în magazinele din țară, prețul unui litru de ulei autohton ajunge și la 40 de lei. Vânzătorii ne asigură însă că în ultimele săptămâni uleiul s-a ieftinit. Uleiul s-a ieftinit. Cu 3 săptămâni. Cu cât? S-a ieftinit cu mult. El costa 180 ceva și am 167. Și s-a cotit cu bariară. Cumpărătorii sunt de părere însă că prețul la ulei ar trebui micșorat cu încă cel puțin 10 lei la litru. Lasă fie cum a fost. Mi-a răjat. Pensia așa a fost, lasă fie și ulei tot așa. Dar pensia nu ne-a mărit-o. Cât ne-a mărit am o primăvară capiși? Nu liru și unii la obraz? Eu cred că nu a fost necesar să fie așa scumpit de tare uleiul. Pentru că noi avem rezervă. Eu cred că rezervă, chiar și dacă s-o mai vândut în țară, ceva este. Cineva are interesul să ne facă deci viața mai, cum să spune, dulce în ghilimele. Alții sunt de părere că producătorii autohtoni trebuie susținuți după pierderile pe care le-au suportat din cauza secetei din anul trecut. Că altfel cum? Lumea sucrează degeaba? Noi vrem să mâncăm, dar lumea care muncește trebuie să ne achităm. Am reușit să discutăm și cu un producător de uleiuri care ne-a confirmat că afacerea sa a fost puternic afectată de seceta din anul trecut. Atunci, explică el, semințele de floarea soarelui au ieșit mai puțin calitative. Acesta a produs mai puțin ulei și, în consecință, s-a văzut nevoit să crească prețurile. În condițiile seceti, floarea soarelui nu s-a dizolvat, nu a dat calitatea, adică conținutul necesar de ulei. Pentru că noi, parcursul primit la un kilogram de semințe, s-a primit mai puțin ulei. Deși de obicei exporta uleiuri și în afara țării, în acest an a refuzat să o facă, întrucât în rezerve are puțină materie primă. Fermierul mai spune că este paradoxal că țara noastră exportă atât de multe semințe de floarea soarelui, atunci când producătorii ca el nu pot găsi pe piață materia calitativă. Din această cauză, crede el, crește și prețul uleiului. Sigur că se duce materie primă, deci prețurile se ridică din lipsa, din deficitul materiei prime. Și e ca cum se primește, adică nu e o balanță. Adică anul trecut se știe că anul trecut e să fie deficit mare de materie primă de floarea soarelui și totuși nimeni nu trebuie să măsuri pentru a contracara faptul ăsta și a menține materie primă pe piață. Președintele Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere este însă de altă părere. Acesta consideră că prețurile, în primul rând, depind de cotațiile internaționale. Deci este prețul acolo, cât e el, X, da? Deci să știi că pe piața internațională la export prețul va fi. Deci de la ce începe a juca și exportatorul la noi când face achizițiile pe piața internă? Are și el transportare, depozitare, uscare. Iar odată cu apariția roadei noi, uleiul va costa mai puțin, spune el. Lucrurile sunt benefice, roada este bună, calitatea este una bună, care va permite să obținem și preț bun la răsărit, la floarea soarelui, cât și preț bun la ulei. După ce în primăvară au fost majorate prețurile la ulei, Ministerul Agriculturii, care conform legii nu poate monitoriza și nici dicta prețurile, a expediat sesizări către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Consiliul Concurenței. Atunci, Ministerul a fost informat că încălcări nu au fost depistate și că prețurile ar fi crescut în mod firesc. Așa că Vasile Șarban, șeful Direcției Politici de Producție din cadrul Ministerului, consideră
vedere că scumpirile se datorează cererii sporite din partea marilor producători mondiali precum China. Însă, în curând, declară el, lucrurile vor reveni la normalitate. China la moment își face aprovizionare de ulei, făcând un deficit pe piața regională. Acest deficit se reflectă și în mărirea prețului la litrul de ulei. Credem că aceste scumpiri deci, se vor stopa cât uși de cât, deoarece mai mult nu are echip să se scumpească totodată zimnie și producția nouă din 2021. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, anul trecut țara noastră a produs 492.000 de tone de semințe de floarea soarelui, fiind exportată aproape jumătate din recoltă. 182.000 de tone au ajuns în Uniunea Europeană, ceea ce a făcut Republica Moldova lider în UE la capitolul furnizarea materiei prime pentru producerea uleiului de floarea soarelui.